că va fi atât de puternic? Sunt câteva fenomene, în general, când se întâmplă astfel de situații, ne uităm după o planetă care aduce astfel de fenomene imprevizibile și care au un impact colectiv. Pentru că ați pomenit un pic mai devreme de ceea ce s-a întâmplat în 2011 în Japonia, la momentul acela, exact în noaptea aceea cu tremurului din Japonia, Uranus intrase, trecuse din pește în berbec. Acum urmează să iasă. Și la cele două capete extreme, să spunem, ale zodiei berbec, pentru că berbecul e guvernat de Marte. Marte și Uranus împreună aduc distrugeri. Aceste fenomene pe care noastră le arătați, să știți că sunt corelate și cu alte tipuri de fenomene. Terorismul, perturbările aviatice, fenomene care apar brusc și care nu pot fi, tocmai asta este particularitatea lor, că nu pot fi prevăzute. Ar putea într-adevăr să jongleze cei care botează aceste fenomene și să le dea alte denumiri, poate mai blânde, pentru că numerele au și ele, eu știu, vibrația lor. Irma înseamnă 9941. 4 aduce distrugere, 9 la fel, are un impact foarte puternic. 1 înseamnă unicitatea lui. Dacă pe viitor doresc să facă lucrul acesta și cred în acest aspect, ar putea cumva să găsească alte denumiri. Ce-am văzut pe harta, da, mă rog, nu neapărat că pot fi prevăzute, toată dar lumea se întreabă ce va mai fi în 2017. Vor fi multe, pentru că zodia guvernatoare acestui, sau care este guvernată de acest Uranus, pe această zodie a vărsătorului, în momentul de față trece karma, care aduce, nu știu, consecințe, situații. Vă dați seama că în aceste fenomene colective fiecare om își are soarta lui. Și cum această perioadă vine după eclipsele din luna august, nu știu dacă neapărat era de așteptat, dar având în vedere că acum este perioada uraganelor, agențiile nici nu vând în general, să știți, bilete pentru zona respectivă, se feresc de luna septembrie-octombrie, cel puțin pentru zona aceea Caraibelor, nu prea se vând bilete în această perioadă, tocmai pentru că se știe. Nu se știe de dimensiunea acestui lucru și, așa cum vă spuneam, pe harta lumii, această fâșie de America, America Centrală, este încadrată de o foarfecă care este formată din două poziții, și anume Jupiter-Uranus și Soare-Neptun. Neptun este responsabil cu apa, Uranus cu aceste fenomene imprevizibile. Trecem printr-o zodie a Fecioarei care aduce suferințe, distrugeri, probleme, suferință, în primul rând, datorată pierderilor materiale, pierderilor de vieți omenești. Acum intră și Marte, care este o planetă care vine cu, iată, Marte guvernează viteza, apropo de vânt. Deci, eu zic că cumva lucrurile se vor liniști în următoarele zile, adică nu o să mai dureze foarte mult acest aspect, dar până în 2019, cât încă mai stă Uranus în zodia berbecului, lucrurile scapă de sub control, atât din punct de vedere al fenomenelor legate de terorism, aceste, să spunem, fenomene naturale pe care este greu să le prevedem, cât și în ceea ce privește perturbarea multor planuri ale oamenilor. Până spre noiembrie-decembrie, să știți că zodia săgetătorului, care este prost aspectată, săgetătorul înseamnă tot ceea ce se întâmplă la nivel internațional. Vedeți că în aceste situații, oameni de toate naționalitățile sunt afectate. Sunt zone, cum spuneam, turistice, e foarte greu să-ți mai faci un plan, să spui, domne, plec liniștit în vacanță sau mă duc undeva. Se termină o parte și în acest sfârșit de an, dar, repet, până în 2019 ne putem aștepta la lucruri care scapă cumva de sub control.